Bună ziua tuturor, sunt Liviu Popescu, jurnalist al ziarului Financiar, iar astăzi vă invit să urmăriți o discuție despre un criteriu investiționar pe care îl întâlnesc tot mai des în strategia marilor investitori, un criteriu despre care vom discuta cu reprezentantul celui mai mare administrator de pensii private pilon 2 din România. În cadrul ziarului Financiar la secțiunea Burse și Fonduri Mutuale am observat că cele mai citite știri sunt cele cu privire la pensiile private. Pentru că românii, viitorii pensionari, actualmente salariații României, vor să știe răspunsuri la două întrebări. Unde și cum le sunt investiți banii de pensie? Unde pot afla din acele rapoarte trimestriale pe care fiecare administrator de pensii private îl publică pe propriul site? Dar întrebarea de un milion de puncte, ca să-i spunem așa, este cea cu privire la cum sunt investiți banii de pensie. Iar aici, la această strategie, intervin și criteriile ESG, Environmental, Social and Governance, un aspect, așa cum spuneam, pe care îl întâlnesc tot mai des. Andreea Pipernea, director general al NN Pensii, este alături de mine astăzi. Andreea, bună, mulțumesc tare mult că ești alături de noi. Bună, Liviu, mulțumesc și eu pentru invitație. Hai să vedem, ESG. Vedem în ultima perioadă de timp tot mai multe finanțări verzi la Bursa de la București. Știu că și NN Pensii are expunere la aceste finanțări. De ce vorbim de ESG tocmai acum? De ce este important? Bun. Aș face așa un pic un pas în spate. Să spun așa, să descompunem și termenul, dar până la urmă și despre ce vorbim. Cred că se vorbește atât de mult despre ESG în ultima vreme încât a devenit așa un fel de buzzword. Toată lumea îl folosește, e și la modă, reglementatorii se ocupă cu asta, toată lumea face reguli în perioada asta și cred că peisajul a devenit un pic așa cețos până la urmă despre ce vorbim. În primul rând, cum ai spus și tu, vorbim despre ESG, deci înseamnă mediu, societate și guvernanță corporativă, da, ca să le traducem în limba română. Și vorbim despre niște criterii în esență de sustenabilitate, da? Deci nici măcar nu ne limităm numai la zona investițională, vorbim despre niște criterii după care să facem business sau în ultimă instanță după care chiar să trăim, că până la urmă toți la noi acasă, nu știu, poate am început deja să împărțim gunoiul pe categorii, da? Niște criterii de sustenabilitate, dar să spunem că ne limităm la zona de business după care să se facă business-ul. Despre asta este vorba în esență și sigur din punct de vedere al fondurilor de pensii, care dacă stăm să ne gândim sunt investitorii cu cel mai lung orizont investițional, este ceva ce încă dinainte să apară termenul era foarte mult în natura noastră. Și uite, tocmai aici mă gândesc ca și decizie, ca și prioritate de investiție. Atunci când analizați o companie și decideți, ok, aș vrea să investez la această companie, pe ce loc ar fi criteriul ESG sau cât de important este în discuția pe care o aveți pentru o investiție? Este extrem de important și acum sigur că cele trei litere sau cele trei domenii într-un fel nu sunt la fel de dezvoltate, să spun așa, cel puțin din punct de vedere al reglementărilor. Reglementări de mediu și reglementări sociale, dacă ne gândim în momentul de față, sunt cumva un pic mai puțin dezvoltate decât cele de guvernanță corporativă. Pentru noi, criteriile de guvernanță corporativă sunt undeva în topul listei. Nici dacă ele nu sunt ticuite, să spun așa, da, nu sunt bifate, nici nu ajungem să ne mai uităm la criteriile financiare. Pentru că o companie degeaba face profit, degeaba este, nu știu, să spunem așa, profitabilă pe termen scurt, dacă aceste criterii de sustenabilitate nu o vor face să fie aici, în piață și în portofoliul nostru și, nu știu, peste un an, 5, 10 și așa mai departe. NN Pensii, ca și fond, în 2021 a fost cel mai performant din cele 7, fiind cel mai mare 2 milioane de participanți. Și se conturează a fi cel mai important investitor de la Bursa de la București, având un cuvânt de spus voi ca și administrator și la adunările generale. Au fost cazuri în care, de exemplu, o companie, mă gândesc din România, mergem ulterior și pe piețele externe, în care ați votat împotriva unui punct la o companie pentru că acea companie nu îndeplinea criteriile ESG sau pentru că mergeau cu acele propuneri împotriva ESG-ului? Da, s-a întâmplat de foarte multe ori.
avem câteva subiecte despre care suntem așa foarte religioși, ca să spun așa. Iarăși, ca să dau un exemplu, poate, în zona guvernanței corporative sunt câteva principii pe care le susținem cu tărie. De altfel, aș îndrăzni să spunem că în lumea investitorilor instituționali și în special a fondurilor de pensii, cred că suntem destul de activiști după standardele acestei categorii de investitori. Ce înseamnă asta? Înseamnă că participăm la toate adunările generale ale acționarilor, votăm întotdeauna toate punctele, ne documentăm, ne spunem cuvântul, vorbim cu managementul și chiar încercăm să impunem, să spun așa, cu destul de multă tărie atunci când credem în anumite principii. Și sigur, pe măsură ce deținerile noastre în aceste companii au devenit tot mai mari și cuvântul a început să ne fie tot mai auzit. Ca să dau un exemplu din zona ceea ce m-ai întrebat tu, o să dau un singur exemplu. Din zona de corporate governance, de exemplu, noi susținem foarte mult prezența administratorilor independenți în board-uri și a tot ceea ce înseamnă reglementarea părții executivă, non-executivă, retribution și așa mai departe. Un exemplu de votat împotrivă, standard, tot timpul votăm împotriva acelor mandate pe termen limitat, pe termen foarte scurt, știi, care se mai practică în unele companii. Niciodată nu am susținut acest gen de guvernanță. De ce? Crezi, de exemplu, că nu-i dă continuitate unei companii să renunțească acel mandat? E exact aspectul de care menționai, de guvernanță. Da, bineînțeles. Deci, odată aspectul de independență e foarte important, dar și aspectul de strategic, de continuitate. În momentul când un administrator intră într-un consiliu de administrație, el trebuie să intre acolo cu un mandat clar, pe o perioadă pe care să poată influența lucrurile, el trebuie să fie calificat pentru acea poziție și așa mai departe. Are legătură exact cu sustenabilitatea acelui business. Mă gândesc aici că, uite, un exemplu, sau probabil cel mai pur exemplu, companiile de stat, unde vedem mandate prelungite din 4 în 4 luni, am scris și noi de foarte multe ori și de acele numiri politice, nu vreau să intrăm acum în acel subiect, însă ce aș vrea să discutăm, voi aveți expunere importantă la Bursa de la București, am scris și noi recent despre portofoliu, dar aveți și pe piețele externe, Prosus, de exemplu, nu, și în obligațiuni, în foarte, foarte multe obligațiuni listate pe piețele externe. Cum vezi ESG-ul din afară comparativ cu cel din România? Pentru că la noi, într-adevăr, m-aș îndrăzni să spun că nu este chiar de atât de mult timp prezent, însă a intrat în forță, așa cum spuneam și cu finanțările verzi. Care ar fi diferențele, care ar fi asemănările? Bun, la nivel de preocupare, cu siguranță în toate piețele există, dar nivelul de dezvoltare, să spunem că ar fi diferit. Pe de altă parte, dacă stai să te gândești, și la noi sunt listate la bursă inclusiv companii care fac parte din grupuri internaționale, care cu siguranță au politici care se regăsesc și în România. Dacă stăm să ne gândim la compoziția companiilor listate, da, de la bursa locală, sigur, ele sunt destul de mult în zona serviciilor financiare, utilități, energie. În zona aceasta sunt lucruri destul de importante care se întâmplă. Companiile din energie, de exemplu, investesc sume importante în această trecere către, da, race to zero, cum o știm cu toții, dar de asemenea și jucătorii din serviciile financiare au început să emită, de exemplu, cunoscutele, da, green bonds și așa mai departe. De asemenea și avem și jucători din zona de real estate care de asemenea construiesc, să spunem, clădiri verzi și le finanțează de asemenea cu instrumente verzi. Deci și în România au început să apară aceste lucruri, iar noi, sigur, suntem extrem de interesați. La modul proactiv, legislația nu ne constrânge sau nu ne obligă în acest moment, dar politicile noastre interne merg în această direcție. Dacă e să ne uităm la piața de afară, sigur, iar este mult mai dezvoltată și paleta de, să spunem, instrumente în care poți investi urmărind acest indicator ESG este mult mai mare. Dacă stăm să ne gândim la ETF-uri care selectează în compoziția lor companii cu astfel de politici, revenind la portofoliul nostru, pe piața de afară, ceea ce încercăm în general să obținem este o diversificare față de ceea ce oferă bursa locală, unde merge cea mai mare parte a investițiilor noastre în equity. Iar urmărirea componentei de ESG este foarte, foarte importantă și în special a trendurilor pe care le considerăm sustenabile. Dacă vă uitați la evoluția portofoliului nostru de afară, da, hai să zicem în ultimii câțiva ani, o să vedeți o migrare destul de importantă atât în zona de companii,
companii, dar și în zona de ETF-uri, către aceste trenduri pe care le considerăm sustenabile. Și chiar avem, de dată mai recentă, da, un fond chiar dedicat acestui subiect. Și uite, Andreea, două întrebări. Mă gândesc că aici și cei de la guvern au anunțat de posibilitatea unor finanțări verzi. Ați fi interesat să investiți, având în vedere că momentan marile listări la bursă întârzie să apară? Bun, vorbind de marile listări de la bursă, noi le așteptăm și încă avem încredere că se vor întâmpla. Pronunțăm și numele, da, să nu lăsăm elefantul în cameră. Vorbim în primul rând de Hydro. Este una din cele mai dorite listări din România, poate din istorie, aș spune. Nu e deloc departe nici de zona verde, da, pe care o discutăm acum. Deci este ceva ce chiar sperăm de data asta să se întâmple. Cred că s-a ajuns cumva mai departe decât până acum, nu știu, cu aprobările și cu, să spunem așa, agreement-urile, și chiar credem că e un moment absolut propice pentru a se întâmpla și piața așteaptă această listare. Dincolo de această listare, cu mult flavor de green în ea de altfel, sigur că am fi interesați de o grămadă de proiecte pe care, nu știu, statul, de exemplu, le-ar putea finanța sau sprijini, atât în zona de, nu știu, PPP-uri, sunt iarăși un instrument, să spunem, pe care îl așteptăm de multă vreme în piață. Legislația ne permite deja de 2 ani de zile să investim în astfel de instrumente și le așteptăm, cu atât mai mult dacă ar avea și o componentă ESG. Și, de exemplu, pentru o companie nelistată, așa cum e, pe private equity, la ce bun să adopt aceste criterii ESG? Cu ce mă ajută? Având în vedere că n-ar trebui să mulțumesc, să zicem, investitorii. Bun, aș spune că în momentul de față se creează o grămadă de mecanisme de transmisie a, să spunem, a presiunii sau a influenței de a se investi în astfel de companii. Dacă ne gândim la fondurile de private equity, că ai vorbit de private equity, până la urmă și ei, la rândul lor, trebuie să ridice finanțare în piață. În România și în regiunea în care activăm noi aici, parte din finanțare destul de importantă vine din zona IFI-urilor, da? Deci din zona instituțiilor financiare internaționale, care la rândul lor promovează și da, susțin astfel de politici, astfel că acest mecanism de transmisie se duce și către fonduri și către ceea ce companiile în care ei investesc. În regulă. Bun, deci ESG, acest criteriu investițional în topul agendei NN Pensii pentru 2 milioane de români, mandat pentru a administra viitoarele economii pentru 2 milioane de români. În ultima perioadă am observat că ESG a devenit mai mult decât o responsabilitate, o oportunitate, așa cum a menționat și Andreea, mai ales și pentru private equity. Sunt Liviu Popescu, jurnalist al ziarului Financiar, iar astăzi, alături de Andreea Pipernea, director general NN Pensii, am discutat despre criteriile ESG în analiza și portofoliul NN Pensii. Vă mulțumim pentru atenție!